Prezentat recent la Bucharest Fashion Week o colecție absolut superbă, aș spune eu, rochii, una mai frumoasă decât cealaltă. Spune-ne, pentru ce gen de ocazii, pentru ce ai văzut tu rochile respective, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă, Crăciun, Revelion, și cred că multe femei au pus ochii și pentru aceste sărbători, nu? Pentru aceste ocazii, pe rochiile tale. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Eu oricum încă am febra aceea de după festivalul de modă și când aud așa de colecția de la Bucharest Fashion Week, încă am un zâmbet mare de tot, de mulțumire sufletească. Și chiar s-a muncit foarte mult, nu numai eu, întreaga mea echipă, de la Păr, Elena Oseacă, o echipă fantastică care a muncit aproape, nu știu, în jur de 12 ore pentru coafiurile manechinelor și ale mireselor. Au superb. Mulțumesc foarte mult. Rochile. Machiaj, echipă Mariana Grindei, care la fel și fetele pentru machiaj au făcut o treabă extraordinară. Au fost ore și ore de research până când noi am stabilit acel trend pe care am vrut să-l lansăm pentru această iarnă și în special pentru sărbătorile de iarnă, pentru că această prezentare a fost pe 1 decembrie, ceea ce înseamnă că 1 decembrie nu numai a fost Ziua Națională a Românilor, ci este o zi în care deja se dă startul sărbătorilor de iarnă, ce vom purta de Crăciun și de Revelion. Da, toate doamnele și domnișoarele se frământă mult pentru sărbătorile astea, nu? Da. Tu, nu știu, ai niște preferate din colecție? Eu bănuiesc că toate îți plac, în altfel nu le-ai fi creat, sunt convinsă. Dar așa ca un feedback, care au fost cele mai apreciate sau ție care îți place mai mult? Să știți că, în general, cam în proporție de 99%, ceea ce eu creez pentru colecții, nu pentru cliente, este ceea ce eu port sau ceea ce eu aș purta în orice eveniment. De aceea, tot ce a fost la colecția de la Bucharest Fashion Week a fost pe placul meu, din tot sufletul meu, făcut și creat. Au fost două serii de rochii, rochiile scurte, unde noi ne-am adresat clientelor care, bineînțeles, nu petrec sărbătorile într-un cadru foarte, foarte festiv, într-un club, într-un bar, la un cocktail, rochițe sofisticate, dar în același timp foarte purtabile. Rochițe 3/4, în general m-am cam ferit în acest sezon de rochițele extrem de scurte pe care anul trecut eu le promovam pentru că așa se și purta. Anul acesta da, nu se mai poartă rochița extrem de scurtă. Ori avem un șliț care este foarte adânc pe un picior și foarte sexy, ori avem un decoltă foarte provocator, având în vedere că rochițele mele în general au și un corset pe care eu îl fabric și îl pun pe dedesubtul rochiei, unde noi nu mai trebuie să mai purtăm niciun sutien și, ce să spun, decolteul este amețitor de frumos. Vă dați seama că avem toate avantajele să strălucim în seara respectivă. Sunt foarte multe ținute pe care
eu deja le-am în ghilimele și vândute, le-am comandate, le-am păstrat și le păstrez încă în atelier, pentru că toate doamnele vor să vadă colecția când vin în atelier și să vadă ce s-a purtat și ce se poartă în acest sezon, dar majoritatea rochițelor sunt deja comandate pentru sărbătorile de iarnă. Culmea, în acest an, deja din luna noiembrie, eu am primit comenzi pentru decembrie. Că de regulă ne trezim pe ultima 100 de metri, dar așa, nu toate doamnele. Așa este, pentru mine luna decembrie și în special sfârșitul lunii decembrie nu mă prinde nicio vacanță, ci mă prinde în atelier până în ziua de 31 spre sfârșit, pentru că majoritatea clientelor se trezesc pe ultima 100 de metri că sunt coafată, sunt machiată, dar nu mi-am găsit încă rochița preferată. Și bineînțeles că stăm pe ultima 100 de metri, dacă nu avem rochița confecționată în atelier, ne apucăm și o facem. Și pentru mine a fost așa o surpriză foarte plăcută să văd că doamnele deja din timp se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă. Ce rochițe ai propune? Deci o rochiță mai scurtă pentru club, îmi spuneai, sexy, corset, care ar mai fi? Ce se mai poartă și, nu știu, poate ne spui și de culori, ce culori ai? Să știți că a fost pentru prima oară în care eu am propus culorile care în ultimul timp nu au fost chiar atât de bine vândute. Am propus galbenul, am propus verde smarald, foarte mult negru, pentru că sărbătorile în general de iarnă ne întâmpină așa cu un pic mai multă seriozitate și mai bine aplicăm pe deasupra o blăniță roșie sau, nu știu, un șal roșu care în anii trecuți se purta foarte mult roșu de Crăciun. Anul acesta nu se mai poartă atât de mult roșu, dar trebuie să avem un element care să ne amintească de sărbătoarea de Crăciun. Propun rochițe negre, foarte decoltate, cu un șliț eventual pe un picior, lungimea 3 sferturi, dacă mergem, bineînțeles, la un restaurant care nu este foarte pretențios, dacă mergem într-un club, dacă, nu știu, efectiv și dacă mergem și luăm masa cu prietenii sau cu familia, dacă plecăm la un restaurant foarte sofisticat, la un ballroom, la, nu știu ce să spun, la un hotel-restaurant unde lumea este îmbrăcată foarte bine, atunci cu siguranță optăm pentru rochia lungă, dar nu cu siguranță, este obligatoriu. Este foarte important să știm când și unde să le purtăm, de exemplu la un restaurant care nu este foarte sofisticat, nu are rost să ne îngreunăm cu o rochie lungă și scumpă, pentru că locul este foarte strâmt, foarte mic, nu putem să facem decât ca restul lumii din prejurul nostru să ne calce pe rochie și noi să nu ne simțim deloc bine. Pe când la un restaurant unde este foarte mare, foarte grandios, toată lumea are cum să ne admire rochia pe care o purtăm și cu siguranță vom fi unul dintre atracția serii, va fi o atracție foarte, foarte specială din punctul meu de vedere. Mie îmi place, ador să port rochile lungi și cred că, de fapt, orice siluetă poate să poarte fără niciun fel de problemă rochie lungă. Sunt multe doamne care îmi spun, știți, eu nu am purtat niciodată nicio rochie până acum lungă, dar mi se pare absolut de neconceput pentru mine să avem, nu știu, 30 de ani, 35, 40 și să nu fi purtat niciodată o rochie lungă. Este păcat, vă asigur, veți fi să nu vă stă bine, nu? Da, cu siguranță și veți fi deodată, nu știu, o altă persoană. În primul rând, rochia lungă, dacă nu avem o siluetă foarte filiformă, ne poate ascunde tot ceea ce vrem noi, bineînțeles. Trebuie să și ne dăm pe mâna, exact, pe mâna specialistului. Dacă nu suntem foarte înalte, atunci o rochie lungă ne înalță. Dacă punem și un pantof cu o platformă sau cu un toc înalt, deodată vom avea 10 cm în plus mascată de rochia aceea lungă și frumoasă și toată lumea o să spună, wow, cine e persoana aceea înaltă și fermecătoare? O schimbare. Da, e o schimbare majoră și cred că în general, o rochie poate să transforme 80% din personalitatea și din felul de a arăta a unei persoane.
Bineînțeles, coafiura este foarte importantă, machiajul este foarte important, dar din punctul meu de vedere, dacă avem un machiaj și o coafiură perfectă și ținuta nu ne reprezintă, atunci e păcat de orele de muncă a celor care au făcut și au realizat un machiaj și o coafiură frumoasă. Sau dacă nu se combină perfect între ele, pentru că în cazul tău și în cazul colecției tale s-au îmbinat perfect coafurile cu rochiile și a arătat impecabil și cred că așa ar trebui să arăți, practic, la un eveniment important mai ales. Da, slavă Domnului, pentru că am și o stare de atașare foarte bună cu cei cu care lucrez. Și este de ajuns să spun, știi, aș vrea niște ondule sau știi, aș vrea o coafiură din anii 20 și atunci imediat persoanele cu care lucrez, echipa cu care lucrez, mai ales pe păr, eu lucrez numai și numai cu Elena Oseacă, pentru că noi comunicăm atât de bine împreună și pentru mine, cum să spun, este o piatră luată de pe inimă, pot să mă întorc liniștită și să mă duc să văd ce fac manechinele, să aranjez ținutele și stau absolut liniștită că totul este în regulă. Asta e bine și de sărbători, să nu facem experimente atunci, nu? Nici în ceea ce privește rochia, nici în ceea ce privește coafiura sau machiajul, să nu avem măsă. Nu, nici nu sfătuiesc pe nimeni, nu faceți experimente, pentru că experimentele la un eveniment important din viața noastră, fie că, nu știu, e o nuntă, e un botez, sunt sărbătorile de iarnă, Revelionul special, în care știm că toate doamnele își doresc să arate perfect. Nu faceți schimbări, nu faceți schimbări nici de culoare de păr, nici de tunsoare. Și eu am făcut schimbări la rândul meu de-a lungul timpului și bineînțeles că nu toate au fost fericite. Și asta nu face decât să ne dea o stare foarte... De mâhnire și putem să avem cea mai frumoasă rochie de pe fața pământului, putem să mergem la cel mai frumos restaurant. Dacă coafiura este un eșec, atunci cu siguranță nimic nu poate să ne facă să ne simțim bine. M-am și gândit deja la ținuta de Crăciun. La ținuta de Revelion am așa doar un mic contur. Știu în principiu că vreau o rochie lungă, pentru că de Crăciun voi purta o rochie scurtă, dar pentru Crăciun deja am ținuta pregătită, o am acasă. Ce culoare are și cum arată? Este o rochie neagră de cocktail, are un decolteu foarte adânc și are o curelușă din cristale Swarovski aplicate manual. Și pe deasupra o blăniță roșie foarte frumoasă cu un cordon negru din piele, niște sândăluțe foarte frumoase, pentru că în momentul în care ne îmbrăcăm cu o rochie de cocktail, atunci cu siguranță nu avem voie să ne încălțăm cu o pereche de cizme. Chiar dacă este iarnă afară și s-ar putea să și ningă. Este iarnă, majoritatea doamnelor sunt însoțite de domni. Domnii au o mașină la dispoziție, deci noaptea de Revelion sau de Crăciun trebuie neapărat să facem un mic efort și dacă nu avem mașină, atunci trebuie să luăm un taxi neapărat. Da, domnul cameraman dă din cap, înțelege că și dânsul își va conduce doamna noaptea de Crăciun undeva, deci vă rog frumos să pregătiți mașina, să o spălați, să o aranjați. Ca să poată îmbrăca și încălța o sanda, nu? Și îmbrăca o rochie elegantă. Bineînțeles. Și putem avea în mașină o pereche de, nu știu, de cizme foarte comode, pe care să le purtăm în momentul în care am ajuns la mașină și dăm sândăluțele jos. Și e un lucru care e un pic mai incomod, dar dacă vrem să strălucim și dacă vrem să fim într-adevăr foarte frumoase, trebuie să facem... Așa cere și eticheta acolo. Un mic efort, bineînțeles. Și deci negru cu roșu, cu puțin roșu noaptea de... Da, puțin roșu este foarte important. Am avut cliente de-a lungul timpului care nu își doreau sub nicio formă să poarte o rochie roșie, dar se spune că de Crăciun și de Revelion trebuie să avem măcar un mic accesoriu pe care să-l purtăm și să fie roșu. Așa că dacă nu vrem neapărat o rochie roșie, putem să purtăm o blăniță roșie sau putem să ne facem buzele roșii, unghiile roșii, să avem un element în care, mă rog, să reflecte sărbătoarea Crăciunului pe ținuta noastră.